ce am să ți-o spun azi e despre niște creioane colorate. Ascultă. Odată vroiam să urc scara spre locuința mea, când colo am auzit niște sunete ciudate. Bim, bim! De parcă cineva micuț, ușurel, de len, ar fi sărit pe scări într-un picior. Curios, m-am gândit eu. M-am oprit și am început a aștepta. Curând au apărut pe trepte niște creioane. Niște creioane colorate obișnuite. În frunte alerga unul roșu, după el unul galben, apoi altul verde, două albastre și din nou unul galben. Din urmă pășea un creion negru. Încotro ați pornit? L-am întrebat. Creioanele s-au oprit pe trepte și au răspuns cu glasuri triste. Încotro ne-or duce ochii. Dar ce ați pățit? Nu, nu i-am pățit, ci Nicușor, mi-a răspuns creionul cel roșu. Tăticul i-a adus lui Nicușor o cutie nou-nouț de creioane colorate, iar Nicușor a hotărât să le dăruiască pe cele vechi prietenului său Vasilică. Vasilică s-a bucurat și îndată a început a desena un avion albastru cu stele roșii. Nicușor a privit cum desenează el și deodată a zis: știi ce? Dă-mi înapoi creionul roșu și cel albastru. De ce? S-a mirat Vasilică. Am să desenez și eu asemenea avion și mă tem că n-am să pot desena atât de bine cu cele noi, i-a răspuns Nicușor. Și Vasilică ne-a dat pe noi, zise creionul roșu arătând spre fratele său albastru. Vai, cât de rușine ne-a fost! Era cât pe ce să ne pierdem, zise încetășor creionul albastru. Apoi Nicușor a văzut că Vasilică desenează niște iarbă verde și un soare galben și a cerut și aceste culori înapoi. Ba m-a întrebat dacă lui Vasilică îi mai trebuie cutia, căci că îi rămăseseră prea puține creioane. Atunci Vasilică i-a înaintat cutia cu toate creioanele. Și numai pe mine unul Nicu m-a lăsat lui Vasilică, a zis jignit creionul negru. Atunci noi n-am vrut să mai rămânem la băiețelul cel zgârcit și am plecat cu toții de la el, continuă creionul roșu. Am început a sfătui creioanele să se întoarcă acasă, să lese ca Nicușor să-și îndrepte singur greșeală, să se ducă singur la Vasilică. Creioanele au stat un pic pe gânduri, apoi m-au ascultat. A doua zi a venit pe la mine Nicușor și mi-a spus că am rușinat, că de acum creioanele l-au iertat și că a rămas prieten cu Vasilică. Ce zici de o întâmplare ca asta? Se vede că erau niște creioane fermecate, nu alta. Bine l-au mai învățat minte pe Nicușor. Ei, dar ți s-a făcut somn. Noapte bună.